trebuie să știi exact unde este. Am avut și am pacienți cu tulburări psihice care au avut episoade psihotice grave, fie afective, fie halucinatorii, și care sunt în continuare medici, economiști sau mai știu eu ce am spus, buni muncitori, perfecți meșteșugari și așa mai departe. Deci nu înseamnă că un astfel de accident marchează... Da. Un om simplu, bolnav, e foarte diferit ca pacient de un tip cultivat, sau cât ajută cultura într-o boală psihică, să zicem, sau mai mult complică însănătoșirea? Nu, deci cultura nu are nicio legătură în majoritatea bolilor psihice. În bolile de tip deteriorativ, sigur că are importanță de unde începi să pierzi. Dacă ești foarte sus, cineva care este bogat poate să piardă mult, cineva care este sărac de la început foarte repede se pustiește, foarte repede pierde tot. Aici este singurul loc unde există o diferență. De pildă, să luăm cea mai banală afecțiune psihică, ați pomenit-o la un moment dat, da. Depresia. Da. Reacția la depresie e diferită la un om cultivat de un om simplu sau nu? Oamenii depresie... suferă la fel, domnule doctor? Oamenii suferă la fel. Deci oamenii în suferințele noastre, în afectele noastre, noi suferim la fel. Deci cultura nu ne influențează în felul acesta. În nevrozele noastre, care sunt determinate de biografia noastră, de toate evenimentele care ni s-au întâmplat, sigur că suntem diferiți. Spuneți-mi, telespectatorii care acum vă privesc și care simt că alunecă în ghearele depresiei. Da. Ce trebuie să facă? Să nu încerce să stopeze singur acest de lucru, pentru că nu vor reuși. Trebuie să facă gestul cel mai normal, să caute sprijinul, să caute, să întindă mâna pentru ajutor. Acesta este lucru. Sigur că putem lua măsuri de psihoigienă, să ducem o viață regulată, normală, să nu facem excese de drogurile cele mai simple, alcoolul și țigările, și în niciun caz să nu ne atingem de drogurile, așa zis, de stare, care ne conduc spre un drum fără niciun fel de ieșire. Să ne respectăm orele de somn. Pentru foarte multă lume, acesta este calea de intrare către astenie, către depresie, către o reacție de epuizare depresivă. Când s-a ajuns acolo, nu trebuie să încerce să se întoarcă înapoi de unul singur. Pentru că nu va putea, se va rătăci, va accentua acele stări. Alt lucru foarte greu pentru psihiatru din România, oamenii se teme enorm de medicamente. Știți de ce? Pentru că circulă tot felul de povești în care tratamentul cu medicamente, boli psihice, a făcut mai rău. Este văzut ca o dependență de droguri, adică da. Sunt confundate. Nu, sau tratamente greșite pot împinge un pacient la sfârșit. Dacă un pacient depresiv face un tratament greșit, poate să ajungă la sinucidere. Dacă un... Ați cunoscut cazul, nu? Dacă un pacient depresiv face un tratament greșit, poate ajunge datorită bolii la sinucidere. În niciun caz datorită tratamentului. Un pacient depresiv care nu face niciun fel de tratament, deci nici măcar unul greșit, are un risc de 5-10 ori mai mare decât celălalt să facă un tratament. Gândiți-vă că tratamentul este o relație de comunicare, deci cel care a primit un tratament chiar și greșit a intrat deja în comunicare cu un psihiatru. În lumea românească de astăzi, cât la sută credeți că din populație ar fi depresivă? În lumea românească, deci n-am de ce să cred că lumea românească ar fi mai puțin depresivă ca restul lumii. Și dimpotrivă. Că 20%, 20%? 20%. Deci o persoană din 5 are riscul de a face o tulburare depresivă în decursul vieții. Deci, în decursul vieții, deci nu la un moment dat, la un moment dat cam 10 sau 7-8% din populație are o stare de depresie care ar necesita un tratament. Dar nu doar în lumea românească, oriunde pe planetă. Din motive diferite. Doar unul din 5 depresivi ajung la un doctor. Și din aceștia, doar unul din 3 primește un tratament corect. Vorbiți în carte despre puterea vindecătoare a cuvântului. În general, vă place să faceți tratament psihiatric pe bază de cuvinte sau pe bază de medicamente? Eu folosesc psihoterapia
ori de câte ori acest lucru se poate. Cu aceasta încep. Dar niciodată nu evit folosirea medicamentelor atunci când sunt necesare. Niciodată n-am să spun unui pacient, încercăm noi cu psihoterapie și dacă o să eșuăm, atunci trecem la medicamente. Dacă știu de la început că nu o să treacă, nu o să treacă niciodată halucinațiile cu psihoterapie. Niciodată. Cum cred vindecătorii, bioterapeuții, chiar unii psihoterapeuți care nu au formație de medic-psihiatru. N-ați constatat, domnule doctor, că la nivelul ăsta al bolilor psihice funcționează mai mult decât în alte părți, mult mai mult autosugestia, ceea ce s-ar chema efectul placebo. De pildă, oameni mi-au povestit că și la nivelul unei banale insomnii, da, un om care se știe dependent de un somnifer, dacă înghite o pastiluță care îi se spune că e somniferul lui, adorme fără probleme, chiar dacă acea pastilă nu era somniferul, ci era o falsă pastilă. Ați cunoscut în experiența noastră medicală un om care să se vindece prin autosugestie? Prin puterea propriului gând. Prin puterea gândului lui, nu, dar prin puterea gândului meu am văzut o mulțime. Pentru că psihoterapia este o metodă de vindecare a bolilor, nu neapărat a bolilor psihice, dar a suferințelor, prin comunicare. Ce e de fapt relația asta de comunicare? Cum ați descrie-o plastic, să zicem, ca un arc? De ce între dumneavoastră nu, și nu, ca un om? Fluid. Ca un fluid? De aceasta este reprezentarea cea mai simplă, ca să înțeleagă oricine. Și de aici a venit, da, și ideea asta că hipnoza este ceva fluid, este un lucru. Unde? Deci este o relație de comunicare, este un fluid care face ca să cele două sisteme care sunt față în față, cei doi, comunicatorul și Bolnavul și terapeutul, pacientul, să nu-i spunem bolnav, că uneori nu e bolnav de pacientul și doctorul. Pacientul și terapeutul, ci că terapeutul în psihoterapie poate să fie și psiholog, poate să fie și medic, poate să nu fie la limită decât un foarte bun dar să lăsăm teoria. Sunteți dumneavoastră, da, în cabinet cu un aer balzacian, un om cu experiență de viață, îi intră un pacient. Și atunci fluidul se declanșează sau nu? Deci această relație nu se stabilește spontan. La minim, așa ne putem imagina. Am avut, da, pacienți, de fapt paciente, care au spus: a, atâta vroiam, pac, mă simt mult mai bine. Și-au descărcat sufletul. Da, și era foarte adevărat. Esența profesionalismului în psihiatrie, dacă ar fi să alegeți un cuvânt, care ar fi? Empatia, deci capacitatea de a suferi alături de celălalt. V-ați declinat vreodată competența în fața vreunui bolnav sau nu? Ați luptat întotdeauna până la capăt și ați refuzat vreun bolnav spunând: domnule, mă depășește? Niciun bolnav spunând: domnule, mă depășește, dar există, există în agenda profesională a oricărui specialist pacienți cu care este imposibil să ajungi la o relație de comunicare, pentru că ei nu doresc de fapt de acest lucru. Dar ce doresc de vreme ce au venit la psihiatru? Să-și exhibe boala, să li se dea dreptate că ideile lor halucinatorii ar fi, sau că delirurile lor ar fi de fapt realitatea. Și în fața acestui tip de pacient vă pierdeți bonomia vizibilă și deveniți ușor mizantrop sau nu? În rarisime cazuri a trebuit să le arăt pacienților ușa și să le explic că nu acolo se poate găsi adevărul despre boala lor și nu în niciun caz o soluție terapeutică. Așa, sigur că, ca și de alți colegi, am pacienți care refuză tratamentele. Deci spun: eu nu iau cu tare, nu iau cu tare, nu iau cu tare. Și atunci să-mi faceți bine prin alte. Sau să practicăm, sunt foarte... Vin pacienți și spun să facem hipnoză regresivă sau eu știu ce terapie, pseudoterapie din astea care e plină piața. Bioenergie, dar faceți-mi și bioenergie, dar faceți-mi... Și refuzați. Bineînțeles, nu pot să... Dar să nu vorbim mai mult despre eșecuri decât despre succese. Nu, dar asta... Și nu le consideră în niciun caz un eșec. Aveți vreun pacient sau care să vă obsedeze, să vă fi lăsat un gust de neîmplinire profesională, că n-ați reușit să-l aduceți la țărm, să-l trageți la mal? Da, deci există. În ce relație sunteți cu zona asta în care n-ați putut să fiți eficient? E o zonă care îmi produce simptome, neliniște. Îmi produce neliniște și mă gândesc
cum ar fi trebuit sau că n-ar fi trebuit, n-am văzut la timp că nu trebuia să mă bag în acest caz, adică că relația de comunicare s-a rupt. Așa că nu trebuia să mă bag în... Atunci vă simțiți neliniștit și... Da, sau că am supraapreciat de fapt momentul în care mă aflam în terapie cu pacientul. Deci da, și am pierdut câteva cazuri, deci le-am pierdut din terapie. N-au mai vrut, mi-au dat telefon și a spus nu vreau să mai vin, fără să fie bolnav, psihotici, care sunt nevinovați, alucinațiile. Au dat telefon și ce au zis? Au spus nu vreau să vă mai văd niciodată, nu este bine ce mi-a spus, nu recunosc că ce am spus era adevărat, m-a forțat să spun lucrurile astea. Cred că cea mai sigură persoană dintr-o societate de a spune ultimul că suferă de o boală psihică este psihiatru. Ce îngrădește accesul la psihiatru? Înainte de 89, sigur că dădea rău la dosar să scrie acolo că a fost la psihiatru. După 89 s-a păstrat această teamă. Pentru că sunt o mulțime de meserii care sunt incompatibile cu afecțiunile psihice. Cineva care are o suferință psihică sau are tulburare... N-ar trebui să le facă. N-ar trebui să le facă. Deci aceasta este o măsură de protecție și pentru ceilalți, dar în primul rând pentru acela. Gândiți-vă că o persoană care face, să spunem, crize de pierdere a cunoștinței, lucrează ca instalator la DRL. Da, așa. El nu vrea să-și piardă slujba și... El nu vrea să-și piardă slujba, dar asta nu trebuie plătit cu prețul vieții. Probabil că sunt foarte mulți nebuni în libertate care poate chiar excelează în mezeriile lor. Admit că granița dintre nebunie și normalitate este extrem de fragilă, că este o fata morgană, că este greu, dar nu pot să admit că o persoană care are o tulburare mentală importantă face foarte bine ce face lui. Sau poate fi să se mențină într-un top oarecare mult timp. O idee importantă, domnule doctor. Profesionalismul este, după dumneavoastră, o definiție a sănătății psihice. A fi un bun profesionist înseamnă și a avea o bună sănătate mentală. A avea un echilibru emoțional și de personalitate foarte bun. Nu poți să fii bun profesionist în niciun fel de domeniu. Dar n-ați cunoscut cazuri de oameni foarte buni pe meseria lor, pe un tronson care funcționează desăvârșit și nebuni în afara zonei meseriei lor? Aceia nu sunt nebunii care vin la psihiatrie, sunt frumoși și nebuni ai maierilor orașa, lui Fănuș Neagu. Deci sunt persoane care sunt atipice, nu sunt ca ceilalți. Dar doar atât. Deci nu înseamnă că acesta sunt nebuni, este nebuni. O idee a secolului trecut, adică nu a secolului trecut 20, a secolului 19, că între persoanele cu comportament bizar, între persoanele cu comportament neobișnuit și nebuni, există o absolută, între excentrici și nebuni, există o similitudine. Nu este deloc adevărat. Deci nu... Iarăși, o persoană cu imaginație bogată nu este și nu va fi niciodată neapărat și cu necesitate un nebun. Iată, așa, Jules Verne sau Carl May, care era chiar o structură disarmonică de personalitate. Dar asta nu înseamnă că n-a fost un autor ultra-celebru al cărui cărți s-au vândut în tiraje de milioane sau sute de milioane de exemplare. În ce consta exemplare personalitatea lui disarmonică? Se identifica foarte tare cu personajele lui. Adică, la un moment dat, făcea această trecere. Confuzie? Adică îți spunea eu, Carl May, am fost în America, am luptat pentru indieni și zice, dar atâta timp cât un alt autor a spus că Madame Bovary c'est moi. Sunteți un psihiatru robust, bonom, generos. Și care cred că rezist foarte bine la șocurile enorme pe care această meserie le produce. De pildă, șocul major. Care șocul major este că ești mereu martor și copartaș la o enormă serie de biografii nereușite, la o serie de biografii prăbușite. Deci omul nu vine la mine, nu vine nimeni la cabinetul de psihiatrie, asta e o mare nefericire.